Pot să-mi spună despre nu doar mâna, propriu zis, mâna este atât de importantă, cât este important ce facem cu această mână. Deci, respectiv, am obiectivul să sensibilizez acești elevi care mai departe să vadă cum, prin proiectele care le pot crea, pot rezolva acele probleme care le-am identificat. Această mână să fie folosită pentru a da un alt mod de viață oamenilor care și-au pierdut un braț și ei pot avea un braț artificial care poate fi dirijat prin cel puțin 3 metode. Acești bani vor fi folosiți pentru a putea partaja experiența, pentru a putea vizita alte Fab Lab-uri care sunt în alte țări, pentru a învăța de la cei colegi care activează în Franța, în Singapore sau în alte regiuni ale lumii. Deci, în primul rând, acești bani trebuie să fie direcționați nu pentru consum, dar pentru formare și pentru dezvoltare. Începând de la modelul care a fost printat cu fiecare deget în parte, după fiecare deget este acționat de un servomotor de așa tip, deci el poate fi controlat cu ajutorul unei plăci Arduino, unghiul de rotire. Respectiv, am adăugat o mănușă cu senzori, cu butoane, care atunci când este acționată, respectiv degetul se îndoaie. Am elaborat o aplicație în telefon care ne permite să controlăm mâna cu ajutorul comenzilor vocale, începând de la cele mai simple, precum îndoai pumnul, deschide degetul mare și adăugând așa zisele macrosuri, să spunem, de exemplu, ridică ceașca sau ține arcul. Primul lucru a fost imprimarea, desigur, a mâinii la imprimanta 3D și, desigur, a doilea pas a fost într-un fel construirea machetei. În momentul în care am conectat dispozitivul și, desigur, am echipat mănușa, fiecare deget de la mănușa are un fel, un tip de buton la capătul degetului. Respectiv, în momentul în care butonul atinge o suprafață, mâna opusă, degetul respectiv de la mâna robotică va fi activat. Mâna propriu-zisă a fost imprimată la imprimanta 3D, partea aceasta, iar partea unde sunt motoarele propriu-zise a fost decupată la laserul CNC-CO2. Creierul mecanismului acestuia sunt plăcile Arduino Uno, evident împreună cu circuitele. Iar partea a treia acestui proiect este mănușa care, pe baza căreia, mâna mimează acțiunile.